Cred că Oana nu se simte prea bine. Habar n-am, să le duc sus, jos. Asta e o regulă. Astea trebuie să le duc sus. Le-am ratat de data asta. Hi, guys! Da, uite, arată câte ceas. Este abia... Dimineața. Dimineața. După ce ai avut o ședință cu echipa. Părinții! Ce faci, mă? Salată de beef. Deci mi-ai jator, ia să vedem, deci mi-ai jator de aici și până la Crăciun. Friși puțin. Și nu doar salată de beef. Mi-am pregătit să pun și niște jalapenos la borcan. Și am tușit ca proști aici, de-am deschis toate geamurile. Deci Adrian făcea, la început a râs de mine și apoi la un moment dat a început el și cum mă se ia, zic, nu se ia mai în aer, mă deschide ușa și... Și acum miroase toată casa, că uite ce maglavaiți am făcut aici, usturoi cu oțet, apă, zahăr și sare pentru murături. Și toată povestea aia o turnăm peste povestea asta și îi dăm lui Adrian să mănânce. De ce fac chestia asta? Pentru că ne-am trezit, noi cumpăram în mod normal la borcan niște jalapenos și ne-am uitat că aveau ce? Yellow 5 în el, nu? Da. Ceea ce este... Tot felul de prostii, gam, nu știu de care... Zic, mă, și ce o să le fac? E foarte ușor de făcut, ce să mai, să-i murăm, așa că asta am apucat să fac. Mi-a fost poftă de o salată de beef de săptămâna trecută, am zis că o fac și n-am mai făcut-o pentru că am fost super, super, super busy, am muncit ca nebunii. Și acum de asta nici n-am filmat nimic. Da, și acum am zis, zic, uite, asta fac astăzi, printre alte picături de muncă de-a mea. Deci trebuie neapărat să fac toată treaba asta. Vreau să vă arăt... Ia, haideți afară. Uitați-vă cum grădina mea încet, încet prinde contur. Până asta... vine hoa și... Aici, o vecină de-a mea a plantat 20, nu știu ce a gândit, 20 de semințe de squash. Păi da, mă, că nu toate se prind. Păi da, și s-au prins toate. Toate? Serios? Și zic, mă, dă-mi și mie una. Și zic, hai să-ți dau trei. Zic, bine, dă-mi acum una și trebuie să vină mai să mi le aducă. Mai. Nu, vine și mi le aduce și pe celălalt două. Okay. Astea sunt ridichile care, uite-le, mâncale ar mama Adrian. Am uitat să arăt ieri, te vezi, începe da. Să se formeze. Ridichea. Da, eu am văzut ieri că le ud eu dimineața. Le ud Adrian dimineața. Uitați-mi roșia mea în metoda Kratsky, da? Sper să și ia suficient nutrienți, pentru că ieri am mutat-o când am observat-o că se îngălbenește halul ăsta. O fi gata. Nu-i gata. Uitați-vă, cartofii mei. I-am acoperit până la... Le-am lăsat numai țâful, cum era verde atunci. Și imediat ai văzut ce fel fac. Ar trebui să mai... Nu, îmi trebuie una dintre asta și mai mare. Exact, să ne gândim să o mutăm iar. Așa. Am mărarul, pătrunjelul și rozmarinul meu. Foarte frumos făcut acolo. Astăzi m-am apucat și mi-am pus păstârnac. Nu știu dacă s-o prinde, nu s-o prinde, habar n-am. M-ați ajutat foarte mult când v-am arătat data trecută ce gânduri aveam eu cu morcovul și mi-ați spus că nu o să iasă morcov, dar o să fie bine că o să am semințe. Așa că m-am dus și mi-am cumpărat semințe de morcov. Corect. Spuneți-mi dacă e aceeași poveste și cu păstârnacul, măcar să știu să-mi cumpăr direct semințe de păstârnac, să nu mă muncesc cu asta. Aici... Avem niște ouă, le ținem afară. Da. Am salată, două tipuri de salată, câte două rânduri. Am un cap de broccoli, că n-am scăpat de AJ, că a vrut neapărat. Am castraveți un rând întreg și zucchini, trei plante și ardei gras galben. Nu știu de ce galben, că mie nu-mi place, dar așa l-am pus eu galben. Încă trei plante. Așteptăm să dea semințe și le pune frumușel la găleată cu metoda Kratsky, da? Corect. Foarte mândră de mine. Vă, mi se arde pâine, Adi. Și pâine, am uitat să vă spunem. Deci și pâine și Oana face și... Ia uitați-vă la pâine. Nu, uitați-vă puțin. Și Oana mai face și... Icre. Normal că mă apuc să frec niște icre. Adică, claro. Claro che si. Hey, Aiden, ce vrei să dea, mama? Ia zi lui mami. Ce e? Miam-miam. Pâine? Asta de aici o vrei? Vrei pâine?
Oh my god. Să luăm un căruț. Îmi place asta, dar e mult prea mare. Este XL, e prea mare, nu? Mi-ar trebui un el. Îți place? Are ca floarea soarelui. Da, eu am venit aici să ascult muzica din magazin. Ia! Nu, serios. Da, tu ai o problemă cu muzica din magazin. Nu știu dacă am eu o problemă, da. Dar ce mă enervează, în afară de ăsta care mi se pare drăguț? Aici sunt femei, mergi acolo, sunt bărbați. Păi te duci mai încolo, iar femei, copii și acolo. Sunt bărbați. Bine, bărbați nu sunt, sunt singurul bărbat de aici, da. Uite ce drăguță e asta. Superbă. Dar e cu mânecă lungă. 15-20. Și știi că m-a atras, parcă scoțofană m-a atras auriul ăsta. Da, mă, că bluza e super mișto. M-am plictisit tare de tot, deja. Ce mâine? Am 30 de secunde de când am venit în magazin. Băi, deci ești sub orice criptă. Deci eu ți-am spus când am plecat de acasă unde mergem și ți-am spus că am nevoie să mă ajut să decid asupra unui sacou. Da, și faptul era... că mă uit la pantaloni e doar o întâmplare. Da, și la fuste. Asta era acasă, nu... M-am sucit de acasă până aici. Da. Păi și atât a fost trei taioare acolo? Trei... Exact, ce spuneam eu. Da. Mai sunt niște bluze pe aici. Da, las bluze, că nu mă interesează. Hai să vedem, poate găsesc altceva. Te-am găsit o rochiță mare. O rochiță, două, mă, trei, cinci. Mă, cu rochile, mă. Frumoasă e asta. Superbă. Da, mă, nu-ți place, zi da, tu. Da, parcă ești chelneriță din anii 70 la Denis. Nebunule, îmi pui și un șorț alb. Da, și gătește ceva. 4 secunde de liniște să auziți melodia. Zi-l pe băiatul ăsta ce fel cântă, parcă a leșinat. A leșinat Bradu. Băi, îmi place maxim asta, dar da, din fericire pentru mine mi-e mare. Mi-e foarte mare, dar uite, îmi arată un pic de decolteu. Normal că e pătată, normal că n-are alt număr. Tașma. Astea sunt haine refuzate de alții. Băi, să știi că am ajuns și eu la aceeași concluzie. Și Burlington la fel. O, da. Și Ross, păi, și Marshall. Da, stilul ăsta de magazine vorbesc eu. Băi, stai un pic, că eu totuși rochia aia mie îmi place. O grămadă de... prostii. Deși eu ți-am spus că mergi cu mine în magazin să nu mă mai lași să-mi iau rochii și tu mă lași, bă. A, eu vreau să ias un vlog, adică nu știu ce vrei tu, dar eu vreau să ias un vlog. Nu te duci, mă. Mă uit să văd că sunt pe mărimi, înțelegi? Am venit aici la secțiunea de bărbați. Bine, secțiunea de bărbați. Are rândul ăsta și cu jumătate din rândul ăla la altul. Asta e toată secțiunea de bărbați. Mie îmi trebuie un pantalon scurt, sau doi. Și ce am găsit până acum, deci eu nebunesc, toți pantalonii scurți, ăsta așa, cu buzunare pe lateral, jos, sus, în stânga, în dreapta, parcă te duci la pescuit. Așa sunt toți, frate, în afară de ăștia de baie. Sau așa, materialul ăsta și foarte groși. Să nu ăștia, mă, uitați-vă cât de urâți ăștia. Mă, ia mâna de pe rochițe. Tu știi la ce mă gândeam acum? Că am nevoie de o prietenă care să meargă cu mine în magazine și să-mi spună, Ana, ia una de pe aia, că e un căcat de rochie care nici nu stă bine cu ea. Păi da, asta pot să spun și eu. Păi da, pe tine nu te cred că tu ai gânduri ascunse. Asta n-arată rău, să știi. Nu? A-a. Hai să iau să o probez pe asta, fiindcă nu găsesc o mărime mai mică la ea. Este XL. Normal că e singura mărime.
Haideți împreună să probeze Oana niște rochițele. De care n-are nevoie. Da, de care n-are nevoie, vă dați seama, da? Parfumuri de 2 bani pansați. Foarte ieftine. Vine vara, bine-mi pare. Ups! Stai că eu plec cu tot cu prosoape. Mare, oare crezi că le port? Da, mă! În dormitor merg astea. O să le porți în dormitor. Uite cât de frumoase. Cu nimic. Astea se poartă cu nimic. Astea sunt frumoase tari. Și 7, s-o credeți voi că... Mie 7 îmi vin, dar vă zic eu că nu astea. Da, nu astea. Ele sunt de fapt 35, numărul Adrian. Da, are cum să vin. Dar uite-te cât de frumoase. Da. Și sunt numai 34. Da, bineînțeles. Și uite-le și pe astea. Superbe. Hai că astea parcă le-aș purta ca o tocă mai mic. Uh-huh. Deci până mă urc, până mă încalz cu ele și când le dau de tot în râs. Dar trebuie să mă urc și după ceva de încălțat aici. Da. Oana râde singură acolo în cabina de probă. Mă dați seama. Ceva oribil, nu? Băi, ia vei. Nu, eu arăt bine în orice. Dacă reușesc să intru. Cum stă cu asta? Asta mic râde. Tu să taci. A? Ce părere am? Crezi că o suport? Eu zic că nu o suporti. Măi, ea n-arată rău, dar... Tot așa, parcă ești bucătăreasă la Freddy's. Deci, în primul rând, îmi place că este elastică. Da? Da. Sincer să fiu, m-am așteptat să arate mai rău pe mine. Mă, nu-mi displace absolut deloc. E ușoară, e vaporoasă. Nu știu. Are lungimea care trebuie, adică... Am înțeles, mai ales de la muncă, să nu vin cu nimic peste genunchi. Normal, că suntem în Georgia. Așa? Suntem în Georgia într-un sat. Și mie mi se pare, asta, adică, pot să, e decentă, nu? Da, e decentă, foarte decentă. Bă, stai cu minte, mă. Tu crezi că eu s-o pot? Nu. Da, un te duci, mă, la... avem nu, o nuntă și eu nu știu. Geacă, asta cu geaca de piele și cu Adidas. Nu cred. Poftim? Cu Adidas, cu geaca Adidas de piele. Și cu geaca de piele la ea. Uh-huh. Nu știu dacă... Bro, tu învați că nu se râde. Categoric Adidas și geaca de piele la ea. Bă, dacă zici tu, așa o fi. Bă, dar ce-mi place asta și... Da, mă. Mă, dar fii quiet, mama. Tu vrei ce să părere? Faci parte dintr-o... Cum să zic eu, parcă ești aproape să cânți la flaut. Deci, parcă vrei să faci parte dintr-o formație de muzică populară. Du-te, băi, de aici, și că cânti... ai niște idei. Da, mă, eu, și cânti când la... am văzut cu asta, am zis la că să fiu... La mine rochile sau fustele trebuie să fie ori lungi, ori scurte. Eu nu... Da, ok. Deci de-aia nu e o idee bună să-ți iei roche. Hai să-ți iei niște pantaloni. Încă o dată avem discuția asta cu toți cei 60.000 de abonați. Care nu înțeleg da, de ce eu îi se speră. Da, exact. Și eu nu înțeleg, eu cel puțin nu înțeleg de ce nu vrei tu blugi de aia. Nici rupți, cum ai tu obiceiul să-ți cumperi. Nu, că toți niște blugi normali și cu ceva normal o bluză. Oana, ce, mamă, dar vă dați seama ce căldură este în Georgia, umezeală. Dar nu stai afară în soare. Da, cam așa. Adică e, în mașină ai aer condiționat, acasă ai aer condiționat, la birou ai aer condiționat. Când stai tu afară să-ți fie cald de mori? Nu stau. Atunci? Deci nu rochițe? Eu zic că nu, că mai ai 14.000 pe care acasă. Nu le pot. Da. Oana vrea să-și caute și niște încălțări, dar i-am spus, mă, nu este locul să-ți cumperi haine și încălțări aici, pentru că, ia uitați-vă, de exemplu, să-ți placă astea, au un singur număr, atât. Vrei așa astea? Foarte elegant. Au un singur număr. Ăștia la fel. Deci nu există două numere la aceeași pereche de încălțări. A, uite-mă că-s două de astea. Bă, ce răută, ce o să-ți. Uite-mă că-s două. Numărul 71 și numărul
1.5 altul. Uite, eu l-am întrebat pe Adrian dacă el crede că eu o să port asta și știm amândoi că nu. Păi atunci ce mi-ai întrebat? Pentru că vreau să aud o confirmare de la tine, eu știu. Da. Uite, de exemplu, astea sunt super confortabile, sunt super confortabile. Dacă le-ai pus în picioare... Da, frate, sunt urâte cu spume. Arăți ca și cum ești pregătit să traversezi Dunărea în mers. Mergi pe apă, cu plutele astea, sunt plute. Și sunt urâte ca limba rusă atunci când o vorbește cineva pe timp de iarnă. Uite, astea îmi plac, sunt drăguțe, dar dacă le pun în picior, parcă sunt buni. Știi, bunica mea la 85 de ani purta așa astea, eu nu pot. Deci, uite, astea îmi plac. Dar nici pe ăsta nu o să le port. Deci nu-i locul să ții încălțări aici. Ia. Și Oana știe foarte bine, dar nu știu de ce insistă ea. Ia, ar trebui să mergem în altă parte. Da, de ce? Ca să-ți cumperi, să găsești mai multe modele. 7.5 mi-e mare și 7 mi-e prea fix și nu mă enervează, nu-mi place. Hai să vedem cum vin pe picior. Asta o să alune cu ei într-un fel. Da, că parcă mergi pe gheață. Nu prea ninge aici, în Georgia. O, mie îmi plac ăștia. Și mie. Mie îmi plac tare mult ăștia, dar nu-mi vine, adică caută-mi în 8. Ce nu o să-ți caut eu 8? Caut două mări, mi-e atâta. 7 și un 7. Nu, uite, vezi, acolo 7.5. Uite 8 acolo. Îi văd de aici, pac, fugi. Acolo sunt, vedeți? Uite un 8. Mă, dar ți-i plac? Da, mă, sunt foarte frumoși. Da, mă, îți vin? Da. Gata, frate. Da, îți plac? Da, mă, sunt frumoși tare. Nu, sunt cei mai mișto. Am adrenalină. Tu serios, când o zici așa, eu știu că tu spui ca să scăp mine, să plecăm o dată. Dar mă enervezi. Serios. Ăștia arată mai bine? Arată bine și ăștia. Da, da, în cauți. În cauți un nouă. Am dus de aici, mă, că eu am venit să filmez, eu n-am venit să caut încălțări. Ia stai. Totuși, știi ce tot am senzația? Oana are senzația când a găsit ceva ce îi place, da. Tot are senzația că nu îi place. Nu, știi că care e faza? Prea tot ușor. Mă gândesc să nu se semene cu... Așa papuci erau la taravă în piață, în Galație, nu știu dacă mai ții tu. Uite, mă, uite. Și tot mă gândesc să nu... Să nu parcă vii de la Galație, nu? Asta sună foarte urât. Să nu cumva să credeți că Oana vine de la Galați. Da? Asta, ăștia cum sunt? Frumușei. Dar e mai mișto ăștia. Mai mișto pe acum, nu? Da. Și chiar mai mișto sunt ăștia. Da, ăștia... Ăștia îmi plac mai mult. Ar trebui să iei și așa și așa. Da? Părerea mea. Da. Lăsați și voi un comentariu dacă am dreptate sau nu. Că... Ești foarte obosit. Ăștia-s, mă, Adrian. Ăștia-s, sunt un pic mai eleganței. Nu par a venit din piață. Galați. Din Galați. Din piața din Galați. Adică din piața mare din Galați. Dacă sunteți din Galați, știți exact, deci, uite-te puțin. Depozitele și piața mare. Și știți despre ce tarabe vorbesc. Da. Deci... Pare că vii așa de la, nu știu, Timișoara, să spun. Din piața din Timișoara. Din piața din Timișoara. Mă, nu știu, ăștia îmi plac mai mult. Nu mi-au plăcut niciodată nici papuci, nici sandale care îți lasă descoperite degetele din față, așa. Uite, băi, că ești tu răutăcios. Made in Italy, băi. Ei, da. Da, mă. Deci nu-s făcuți la Galați? Nu, mă, sunt Italia, mă, cică făcuți. Ia, vor fi în depozitul de Italia. Da, sunt făcuți într-un depozit în Italia. Deci nu sunt de depozit de Galați, sunt de depozit de Italia. Și cât ai dat pe ei până la urmă? $20. E mai ieftin ca o bragă pe faleza Dunării în Galați. Braga rece, nu mă, că plac. Braga rece era cam scumpă. Nu, mă, nu mai țin minte. Nu, mă, era un leu braga rece. Un leu. Era un leu în 84, mă. Nu acum. Nu, dacă... Lăsați-mi și mă un comentariu, sunt curios, cât mai este o bragă? Lasă-mă braga, că nu... Ții minte că am fost... Cât e berea, a? Braga!
braga, deci... Lasă-mă braga, berea cât ești. Niciodată am băut-o așa, ca să beau și o braga, dar da. O bere nu mă strămă. Da, după aia am stins braga cu 6 beri. Știi că era vorba aia, am stins, cum era, mă? Am stins țuica cu 3 beri, sau cum era, mă? Eu nu vorba știu de asta. Da, guys, chiar așa, scurioasă, spuneți-mi și nouă cât e braga la Galați. Mi-am luat papuci, deși n-am venit pe papuci, acum trebuie neapărat să ajung la Target. Să luăm pe împărcică pentru bebei. Da, și îmi trebuie farfurii pentru business. Da. Ah, și știu unde trebuie să mergem? La Home Depot să luăm... Chetroaie pentru cort. Pentru că avem depus un cort pe suprafață de asta. Pe ciment. Bineînțeles că am luat cel mai rupt în pedală căruț. Bine, nu are pedale, are roți. Cel mai rupt în roți căruț. Au mutat ăștia lucrurile sau mi se par mie? Da, le-au mutat. Sucite. Îmi par că... Știi de ce le-au mutat? Ca să nu vii în tip să-ți iei ce trebuie și să pleci. Da, corect. Să vii și să fii șocat că nu mai e acolo și apoi să te mai plimbi prin... Da, să te plimbi puțin prin magazin fără... ca o găină fără cap și ca un... de la într-o căldare. Bun. Îmi trebuie și mie niște farfurii. Da. Pentru că noi acum mâncăm de pe jos. Dă-mi cu aceea, dă-te mai aproape cu asta. Ana are nevoie de căruț ca să vadă cam câte farfurii în cap în căruț. Astea cum sunt, mă? Sacă? Da. Astea sunt, au aceeași dimensiune. O să mai căutăm. Dar nu au... îți dai seama că eu la urmă un mimi au... Căutăm un manager. Mă, dar trebuie să întrebăm, poate mai alt. Și pe mine mă enervează când începe lumea și zice... dacă nu sunt la raf, nu mai sunt. Da, ca și cum m-ai întrebat la farmacie despre dacă au mașini de spălat să cumperi. Mamă, nu se poate să iau numai 9, dar știi ce fac? Nu, dar e numai 8 dacă nu vrei 9. Mamă, băi, de-aia, mă caut mă sună. Băi, deci îți găsești niște momente, deci când eu îs agitată, atunci tu glumești. Păi, dă-mă, dar ce vrei să faci dacă sunt numai 9? Și că nu pot să iau 9. Bine, ia 7, na. Deci le voi lua pe acestea 9. Le vom achiziționa, le vom nu le cumpărăm, le vom procura. Deci, pentru că asta vorbesc simplu una. În ziua de azi este... Un păcat. Nu e ok să vorbesc simplu. Și mai îmi cumpăr una așa. Nu, achiziționezi una. Deci, achiziționăm pe alea nouă și tu te duci și îmi procuri încă una. Te duci și cauți un manager. Și vii cu ea în dinți. Treabă. Managera. Cu farfurie. Auzi? De managera. Și dacă e manager? Ei, vine eu singur. Vine singur. Deci mie îmi trebuiesc 10 farfurii, măcar. Măcar. Măcar 10, ok. O să strecurăm una. Știți care e diferența? Că poate lumea nu înțelege și noi că mai și râdim ca niște idioți. Uite, vezi farfuriile astea două? Ele au aproape... Au! Aproape aceeași dimensiune și aproape aceeași culoare, pentru că ăsta e altfel de alb decât ăsta. Și vedeți că ăsta au aici așa un model care îmi place foarte mult și ăsta altă nu-l are. Da? Ei, asta e diferența între ele și pe mine mă interesa să am pe astea cu bumburuții ăștia pe ea. Da, adică cu model. Se simt în, la mână așa când ai. Da, clar. Uităm așa după inspirații. Da. Dacă ne sare ceva în ochi sau... Ne scoate ochii ceva. Da, sau să ne sară ochiul pe ceva. Uite, Adriane, o să trebuiască să venim și să-i cumpărăm ăsta lui AJ. Da, de ziua lui. Ne-a nebunit. Îl vrea pe Indominus Rex. Bine, mam. Bine, mam. Uite că am găsit prințesele de plastic. Hai să vedem ce ar putea să le punem la fetele prințesele. De aici. De aici, în stânga. Niște porcării de astea. Prințese Disney. Anus Disney. Acum trebuie să fie și Disney prințesele. Și că dacă nu ești Disney, nu ești prințesă de firmă. Îți spun eu la ele, cel mai probabil așa trebuie să procedăm. Le cumpărăm perne, pentru că o să mai fie cu Disney Team. Da, sau le folosim neapărat ca tematică, le folosim ca decor, pur și simplu, la fetițe.
Da. Da. Mă uitam la... Eu mă uitam... Vezi tu, dacă eu nu am fată și avem băieți, și stăteam și mă uitam la ce găsești în ziua de azi pentru fete, da? Mi-aș fi dorit din tot sufletul când eram eu copil să am așa jucării. Super, uite, poftim, ăștia au dentarul ăsta veterinar. Și uite, are și hidrantul. Ia spune-le la guys de faza cu hidrantul și cu vecinul nostru. Da, nu știu ce... Deci, ce când s-a mutat după noi, un vecin, pe lângă ușa căruia treceam tot timpul cu mașina. Mă, și spune Adrian, bă, ce ghinion au avut ăștia care au luat casa asta. Pentru că poate n-ar trebui totuși să zică. Să știți că am momente în care creierul meu își ia o pauză. Creierul meu zice, eu mă însu mă culc și în momentul ăla eu am... Adică creierul tău doarme fără tine. Aha, și okay. Gura mea este, uhuu, party! Spun acum ce nu gândesc. Și ăla a fost unul din momentele în care creierul meu a zis eu, I quit. Și gura mea s-a trezit să vorbească și spune unul de mă, ce ghinion au vecinii ăștia noștri. Că, dar trebuie să spune, de ce mă? Zic, mă, tu ai văzut hidrantul ăla care e la ei în ușă, deci ușa de la intrare, ieșeai din casă și exact acolo în ușa lor, lipit de casa lor, în pridvorul casei, am un hidrant, mă, Adrian. Da, Adrian m-a lăsat, el mă știe de atât, ți-ai zis, Oana, e momentul ăla, fața în care creierul e doarme, nu mi-a zis. Sau eram nimic. Și eu cu creierul în altă parte și te-am lăsat să vorbești. Mă, și n-am zis-o odată. Nu, da, sunt nevoia să-i mai spun odată când am trecut cu mașina și era și el, uite, mamă, încetind, uite, vezi hidrantul la vecinul ăsta, te-l să uită la mine. Oana, tu vorbești serios? Mă, dă-te jos, vezi că e hidrant. Deci, că da, Oana, dar e o replică de hidrant pe care și-au luat-o ăștia. Este un hidrant fake. Dar nu l-am crezut până când n-au mutat ăștia hidrantul, l-a luat de aici și l-a pus în cort. E de plastic, Oana, hidrantul ăla, nu e real. Încetă dată mașina, Adrian, și se uită. Oana, da, unde e hidrantul la vecină? Mamă, și când m-am uitat, că ăștia au mutat locul la ceva hidrant. Ceva de groază, da. Deci săriți peste partea asta, ignorați ce a spus Oana. Să înțelegeți că am moment în care creierul meu clachează și... Dar altfel sunt foarte de deșteaptă. Deșteaptă. Ok, hai cu deșteptăciunea ta să găsim ceva pentru... Da, nu cred că găsim. Ce avem nevoie. Da, nu cred că o să găsim. Okay. Erez oare erez, mergem mai departe. Nu avem voie să plecăm fără diapere de aici. Pentru asta am venit și luăm acum ca să nu uităm. Și punem aici și... Mă duc la cabina de probă că am un pantalon lung și un pantalon scurt, da? Vedem. Spune Oana că ar fi indicat să iau culoarea asta care este un... Azul. Azul cu L la sfârșit și cu accentul pe L. Ești sigur că îți plac? Ți-i de obicei când ajungi acasă încep, că nu mai îmi plac. Sunt foarte ușor și pac. Ia întoarce-te. Nu vrei un număr mai mic? Știți că am largi? Dă ce număr e ăsta? L. M-ar trebui un număr mai mic. L. Mi-aduci un L, please? Ăsta e L? Ăsta e L. Mă gândesc că s-ar putea să nu-ți în capă, că tu arăți prea bine. Tu vrei să faci mișto din mine? Bă, deci stă mult mai bine. Da? Da. Da, și mai este loc să-mi strâng și bărnețul. Știi ce mă interesează pe mine? Ia pe un squat să te văd dacă nu se rup. Nu, că sunt puțin elastici. Da. Mie îmi plac foarte mult ăștia așa. Și culoarea. Da, sunt mișto ăștia. Să mai probez și ăștia. Deci, i-am adus lui Adrian și fiindcă am zis dacă îi vine mă și pe nuanța asta și eu i-am adus și chilul ăsta pe care el a zis că no thank you pentru că l-a sortează greu. Dar ăștia îmi plac. Da, ăștia sunt mișto. Super mișto. Gata, rămân ăștia, da? Ăștia rămân sigur și ăia roz probează. Babai ne-au. Dar mie îmi plac foarte mult. Sunt mișto, mă, și ăștia roz, da. La ce pun? Cum adică la ce pui? Ce, n-ai tricouri? Ai tricou ăla negru? Am tricouri negru, care alb. Care merge alb. Ai destule albe. Nu prea merge la culoarea asta, nu? Nu, am vreo 4 de culoare asta. Nu, nuanțe din genul ăsta. Da, bă, da, mergem. Da. La urmă, nu-i pe insula, ce-ți mai trebuie. Corect. Gata, până la urmă a rămas ăsta. Roz bonbon și cu albastru
albastru. Și Oana se uită la câteva rochițe. Mi-am venit aici pentru că scrie clearance între 30 și 70% reducere și mie mi-a plăcut foarte mult asta. Trebuie, este absolut superbă, vă spun eu. Uite, vezi, acoperă un picuț umerii. Da. Arăți fix cât vrei tu, e la decizia ta. Este până în pământ, nu s-a oprit aici, unde nu e nici lungă, nu e nici scurtă. Deci eu urăsc rochile care se opresc, uite, așa. Nu sunt nici lungi și nici scurte și nici așa. Și... asta e perfectă și are mărimea zero. Zero, adică pentru fetele pe care le invidiez eu că uite să mănânce și mie mi-e ciudă pe ele că poartă mărimea zero. Și numai pentru ele. Uite, fetele care purtați mărimea zero, veniți la targă și luați-o că e frumoasă. Unde uiți-mă la rochii? Nu, mă, la pantaloni. Dar nu-mi place altceva. Deci mă uit la alți pantablugi care sunt normale așa și mă și zic boring. Da, noi am terminat cumpărăturile și mergem repede acasă pentru că trebuie să ne vină copilul numărul 1 de la școală. Așa că încheiem aici vlogul și sper eu că nu v-am plictisit pe la hăinuțe. Eu sunt sigură că nu v-am plictisit pe la hăinuțe și eu sunt sigură că o să mai mergem. E cald, s-a încălzit foarte tare. Deja noi am început înainte, ne duceam în parc undeva în jur de ora 4. Mm. Acum nu poți să ieși din casă la ora 4 pentru că este sufocant și trebuie să ieși în jur de 6. 6 sau chiar 7. Acum în sfârșit... încheiem vlogul pentru că mai sunt 2 minute și vine copilul de la școală. Bye, thank you guys. Bye guys, kisses.